Informație de ultimă oră, un pompier din Suceava este în aceste momente în stare foarte gravă în spital după o misiune de stingere a unei case în flăcări. Bărbatul a fost transportat la spital în capitală și ar putea avea nevoie inclusiv de un transplant pentru a putea supraviețui. După aceeași intervenție, alți doi pompieri s-au simțit și ei foarte rău și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Paul Ciurar e în direct cu noi și vine cu mai multe detalii. Paul, bună dimineața! Bun găsit! Pompierul de 28 de ani se află în clipa de față la Institutul de la Fundeni și se află în stare destul de gravă. Pe rețelele de socializare din Suceava au apărut 10 de mesaje în care oamenii cer ajutor pentru acesta. Este nevoie de sânge și derivate din sânge. Pompierul a intervenit săptămâna trecută la un incendiu în localitatea Costâna, iar în urma acelui incendiu se pare că a inhalat o substanță necunoscută, după care s-a simțit rău. Atât el cât și alți doi colegi. Ceilalți doi pompieri, însă, după ce au ajuns la unitatea de primire urgență a Spitalului Județean Suceava, au fost externați. Starea lor s-a ameliorat, însă starea tânărului de 28 de ani s-a agravat, motiv pentru care a ajuns la spital la București. Acum el are nevoie de ajutor pentru a se însănătoși. Medicii punând în discuție inclusiv posibilitatea unui transplant de ficat, acesta fiind diagnosticat cu insuficiență hepatică acută. Acum la ISU Suceava s-a deschis o anchetă pentru a se stabili cum a fost posibil ca acest pompier să ajungă în această stare în urma intervenției.